educația financiară și gestionarea banilor este o știință. Categoria aceasta de sportiv, și anume fotbalist de performanță, reprezintă o categorie binecuvântată prin prisma timpului pe care îl dedică și prin prisma veniturilor pe care le aveți. În momentul în care venituri minus cheltuieli egal cu zero, vorbim despre faliment personal. Și mare atenție, discutăm despre foarte mulți sportivi de performanță, mai ales jucători din NBA, nu știu dacă știți, care au câștigat pe parcursul vieții sute de milioane de dolari, iar la finalul vieții de sportiv s-au ales cu zero. Fiecare om, în speță și voi, trebuie să aveți focusul ca veniturile pe care le aveți în fiecare lună să fie direcționate către investiții care să vă genereze bani. Vin în fața voastră și vă spun că de săptămâna trecută, începând prin acest parteneriat pe care l-am semnat, eu împreună cu echipa pe care o am în spate vrem să fim la dispoziția voastră pentru atunci când vreți să luați decizii investiționale, totuși mai bine să mai întrebați niște oameni mai avizați, în așa fel încât să nu pierdeți acel puțin sau mult pe care astăzi îl aveți.